Mirel Rădoi la Craiova ar putea fi mutarea anului, nu acum, din vară. Reghecamp este și el nemulțumit de rezultate. Craiova este la 25 de puncte de liderul CFR. Reghecamp stă liniștit la Craiova, mai are contract până în iunie 2023. Dacă echipa însă nu-și revine, poate pleca la vară. Rădoi e favoritul oltenilor. Marian Copilu, care a fost la CFR, se pregătește de instalarea la Craiova. În Antalya, Craiova a dat startul pregătirilor. De când s-a apucat de fotbal, Andrei Ivan își face ziua numai prin cantonamente. Acum în Turcia, după antrenament, Ivan e golgheterul echipei, dar nu e mulțumit. Craiova tremură pentru play-off. Mi-a sărbat de fiecare dată ziua de naștere în cantonament. Mă bucur acest lucru pentru că sunt de colegii mei. Tot din vară, Sestor, care a intrat în ultimele 6 luni de contract cu CFR, poate ajunge la Olteni și FCSB îl mai vrea pe fotbalistul campioanei. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.